Yo, yo, yo! Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou joc pe acest channel, este From Dust. Bun, este un joc de care posibil nu mulți dintre voi să fie auzit, un joc lansat de Ubisoft și desigur este ceva așa mai original, dacă aș putea spune, și sper să vă placă. Asta este desigur cutscene-ul de început. O să vă mai povestesc desigur pe de-a lungul ce și cum se mai... trebuie să lucrăm pe aici. Bun, e un joc un fel zis indie, un fel zis joc mare, dar totuși mai mult zis spre indie, chiar dacă este făcut de către Ubisoft și nu se clasifică prea bine acolo. Eu am jucat acest joc acum ceva timp când a apărut și mi s-a părut chiar foarte fain, într-un fel zis un pic original. Așa că am zis că vreau să încerc să-i dau o șansă și pe acest channel să am așa câteva video-uri cu el. Bun, hai să vedem. Deci aici, desigur, mare parte trebuie să vedeți de subtitrări, că se vorbește cică limba civilizației respective. Practic aici este un trib. Deci noi vom juca, cumva zis, cu acest trib de țigani, le vom zice noi, da? Practic sunt africani sau ceva de genul acesta. Și chestia e că ei cumva controlează pământul, controlează, cumva zis, un zeu. Eu sunt acel zeu. Ia, vedeți? Ia, ia. Hold to breed. Aici așa, ia cum se creează. Și practic noi vom putea controla pământul, lavă, apă, toate cele, mă rog, în principal toate cele patru elemente ale lumii. Aer, apă, foc și pământ și toate cele. Bun. Dar totodată mai poți prelucra lava, luava, o pui într-un fel. O să vedeți, e un joc foarte interesant. Hai să vedem aici ce se mai petrece cu ăștia, că văd că tot fac acei dansuri tribale. Bum! Și-a dispărut. Bun, ia, acum suflul este al nostru. Bun, așa. A, vedeți aici, aia este chestia. Bun, deci aici este o călătorie de a recupera cea de genul memoria sau cea de genul. Bun, acum gata, vedeți? Eu controlez mâzguța asta. Bun, deci în mare parte, vedeți lumina asta albă? Pe lumina asta albă vor veni țiganii. Iar eu, pentru prima oară într-un joc, trebuie să fiu de partea țiganilor și se apăr. Așa ceva rar se întâmplă. Din câte bine vedeți, aici e roșu. Deci, practic, țiganușii mei nu pot ajunge acolo. Ce facem noi ca să ajungă acolo? Vom lua pământul ăsta care încă n-am aflat cum dracu se face, sau încă nu pot să-l iau numai până ajungă acolo și pe-mi zice jocul, vezi că trebuie să iei pământul și să-l pui pe apă. Jocul e foarte interesant, dar desigur sper să vă placă și vouă. Știu că na, gusturile în România pentru gaming sunt mai interesante, să zic așa. Oricum, eu am vrut să fac o serie, vreau să fac o serie cu jocul acesta, dar desigur, dacă nu va avea noroc, să zic așa, și nu face multe vizualizări și like-uri și văd că la voi nu vă prea place jocul, normal că eu am să opresc seria și vom vedea noi, vom face altă serie, nu este asta o problemă. Bun, acum vedeți, țiganii urlă după mine, bă, ajută-ne, bă! Și aici acum mi-arată cum se lucrează, deci, fiți atenți. Acum absorb, am luat nisipul, ia ce fain se vede, oh, oh. Am luat nisipul și acum lăs, ia, vrum, luăm nisip de aici, așa, și am lăsăm aici, ce fain e, așa, luăm nisip, stați ușor mă, țigănușii mei, așa, aia, gata, că poți să urci pe aici. Noi, bine, man. Stai un pic să iau de aici, să le fie mai ușor. Și tada! Țigănușii mei au trecut apa. Asta e prima misiune. Primele misiuni normal, că tot timpul sunt foarte ușoare. Dar după vor veni niște misiuni care încă mai țin minte, bă, deci nu știu când a apărut jocul. De eu că mai țin minte anumite misiuni în care m-am chinuit nu știu cât timp și am tot înjurat numai să le trec. Asta să fie o chestie faină aici, în jocul acesta, pentru că o să fie multe momente de rage și de nervi câteodată, dar e fain jocul. Nu băgați la discuție cât grafica, că oricum jocul e foarte mic, deci e mic ca dimensiuni, nu are cerințe mari, puteți, cred că puteți să jucați aproape fiecare dintre voi. Și da, oricum, hai să vedem, deci. Acum merg ăștia prin cea peșteri pe aceea, hai să vedem ce peșteri.
cu grijă! Cu grijă, animalele mele! Ia, 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 am ieșit, o găsit o ieșire. Și aici ai nivelul 2, gen. Bun. Hai, țiganii mei, ieșiți afară la lumină! Cea de genul, cum s-au creat țiganii sau cea de genul. Aici, the ritual, ritualuri. Bun. Ancients, așa, de totem și atoteme. Îl perform la ritual to the village. Deci trebuie să fac ceva, să ajung la totemele respective. Aha. Deci, așa ceva, cred că, nu? Aha. Ok. Bun, am chemat țiganii mei către acel totem. Acela este statuia lui Salam. Trebuie să se închine țiganii la statuia lui Salam. E ceva de genul pelerinaj pentru ei. Hai, duceți-vă la statuia lui Salam. Salam aleikum alhamdulillah. Du-te bă și tu bă, țiganuș pierdut. Bun, am ajuns la statuia asta. Hai să vedem. Acum cred că dacă așa fac ritualul ar trebui să-mi dea alte puteri sau cum funcționa, că am uitat. Hai să vedem. Ia, cu totemul le dă. A, ce fain. Așa-și fac ei tribu. Și ia, pământ, crezi că ce frunze, copaci. De ce epic. Da, mă întreb. O, ia ce fain, our first village. Aha, acum putem supraviețui de unii singuri. Dar pasajul încă rămâne închis. Bun, ce numai până acolo trebuie să mă duc. Băi, apă e ușor. Ia, stai un pic. Aha, we can build a village, each totem has them, bla 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 bla. Aha, deci ăsta ce? Dacă apăs 1. Ah, whatever, bun. Hai să ducem țigănușii mei aici la totem numărul 2. Să zic că vreau să lucrez și cu el. Ah, da. Așa, deci prim lucru, trebuie să luăm apa. Ce îmi place jocul ăia, ce fain, așa am luat apa. Încât să nu se niece țiganii. Și plus că cu toții știm că țiganii sunt alergici la apă. Bun, am luat aia. Acum se iau nisip. Pe moment pot lua numai nisip. Dar știu că odată și odată să pot să iau și alte materiale. Așa. Mai luăm un pic din nisip. Aici. Am luat nisipul. Punem aici. Așa. Un pic aș vrea să iau de aici. Așa. Numai să le fie mai ușor de accesat zona. Așa, pe un pic nisip acolo. Și bun, stai, ce? Press tab to view. Aha, frumos. Bun, hai că vă mai pun și nisip jos, mă. Să nu ziceți că-s rău, mă. Că stați pe pietre, mă. Chiar dacă, practic, vă place să stați pe pietre, da? Eu-s bea gigel, mă, și vă pun aici, mă, nisip, să stați și voi așa frumos, ca arabi. Hai, țigănușii mei, stați acolo. Ia, acum fac cum să-i împetrece totemașul. Ia, ce ăla, mă? Ce-i chestia asta? Ok, aia rămâne, e văzut. Bun. Hei, reggaeton, șap, reggaeton. Cred că asta zic ei și atunci se creează. Bun. Fii mei, acum vă dau oraș. Bun, avem și numărul 2. Bun, they can plant vegetables and spread across the earth. The gorges, bla bla bla. Try adding. Stai, ce? Ok. Bun, bla bla bla. Try adding earth to the ground near the palms to accelerate their spread. Animals will appear. Aha. Deci, practic, pe unde pun eu nisip, se creează ăsta, mă, vegetația. Hai să încercăm să facem, vedeți, bara aia de acolo. Vreau să încerc să fac vegetație full. Să fie full on vegetație păstătă. Ia așa, luăm așa. Punem acolo. Așa. Pa. Oare dacă iau de aici? Așa de acolo scade vegetația, să am grijă. Ok. Hai, păi, mă, nu, hai, mă, că nu trebuie să am munți în puii mei, vreau să am așa frumos, mă, dar ce-i chestia asta, mă? Press X to cancel your call, dar nu știu ce puii mei e acel call. This totem has no power, te na la el, n-are putere, las că îi dau eu puterea, opa. Așa, the man are ready to cross.
Ok. Stai un pic, ce-am făcut? Stai un pic, n-am înțeles. Spacebar. Stai. Da, fio. Dă-i space. Stai că ăla-i ceva chestie, mă. A new story. Ăla e un fel de poveste a tribului sau cea, de ce nu? Ok, nu contează. Eu vreau să iau ăsta. Și hai să vedem. Cross the threshold to plan great ready for the journey to the next island. Hai, merem spre următoarea insulă. Merem către următoarea insulă. Și mai iau nisip de pacii, că n-are nevoie ăsta din nisip. Acolo se poate trece. E așa, a? A? Mere? Mere, băieții de pe centru. Opa, scuze. Du-te. Du-te să furăm. Mere, să cucerim următoarea insulă. Să furăm și de acolo. Ok, nu-mi ieșit. Shit. Bun. Da, bun, hai, urcați, fii mei risipitori. Urcați să furăm mai mult. Așa, acum urlați după mine, așa. Stai că vine și șeful, amu vine. Ia la-i. Pom, 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 pom. Merem într-o gaură de mult pierdută, cu niște țigani care au niște statui pe față, sau mai bine spus, cu niște măști care arată ca niște porumbei. Este doar o farsă să apară că sunt niște oameni drăgălași de treabă. Jenny, vezi pe ăștia cu mască, zice: ai, mă, că-s de treabă, mă, ce om poartă un porumbel pe față, mă, ce de fapt sunt țigani. Bun, de șaman, iau-zi. Așa. Stai, ce, că n-am apucat să citesc. There are two totems left by the American shop, bla bla. We must repopulate them to open up the passage. Place, așa, ok. Deci trebuie să repopulăm zona sau cea de genul. Hai să construim prima noastră, mă rog, primul nostru village, primul nostru oraș, orășel, așa. Hai. Trebuie să supraviețuim, trebuie să avem orașe, tractorașe și bastonașe din pe tractorașe. Yeah, meșit. Bun. Deci îmi place, mă, cum fac ăștia așa orașul și printr-o dată nisipul se transformă în pământ, mă. Opa. Ok, am în sfârșit îmi dat temele alea puterge. Mhm. Oh, stai un pic, e un tsunami. Opa. Căcat. Trebuie să merem acolo și să recuperăm acea putere mistică. Cică repel water, să dea la o parte apa, gen. Că în vreo 3 minute un tsunami va veni și posibil să ne lovească. Ce aia iarăși o chestie foarte fain la jocul ăsta. Există tot felul de cataclisme naturale, ce drept, care se pot întâmpla aici. De exemplu, tsunami, erupe un vulcan și chestii de genul acesta care, da, trebuie făcut cu grijă. Bun, băieții, haideți aici. Stai că acum culeg niște nisip. Rapid, lungem niște nisip și trebuie să punem aici, așa. Aici, așa. Stai un pic, m-am prins, ia, mai e o chestie. Câteodată apa, sau de exemplu lava, poate să, ia, vedeți, deja ușor îmi strică pasajul. Eu aș putea să mai fac încă un dig aici și, ala-i, gata. Pa-pam! Redirijăm apa să curgă în cealaltă direcție. Și prin urmare apa curge aici, nu curge acolo unde ne-ar putea pe noi da dracu. Ta-da! Bă, ce-mi place jocul ăsta, bă, când redirecționez apa, lava. Stai să vedeți mai acolo, bă, deci ce misiune o să fie cu lava și cu tsunamiuri. Încă mai țin minte o misiune foarte grea, e că gen o să vină un ăta mai tsunami, gen sfârșitul lumilor, dar chestia e că tu trebuie să înconjori tot orășelul nostru, un orășel ca să supraviețuim, trebuie ocupit tot. Și chestia e că o să trească să folosești gen lavă, apă și aer și tot felul de astea, să faci fie ziduri din lavă care o dai cu apă și apoi se transformă în piatră, în stâncă, fie cu pământul, redeviezi chestii, bă, deci e jocul, e și un pic logic, trebuie să ai un pic de logică, dar și, na, e distractiv, mie îmi place, oricum am zis că de-aia vreau să-i și dau o șansă pe channel să vedem dacă vă place, desigur.
Am făcut și o serie de The Long Dark, care și mie jocul am tare mult mi-a plăcut și cum ziceam, vreau să mai testez jocuri de astea mai, așa mai indie, să le zice, nu chiar indie, poate la unele greșesc, le zic indie, cum este acesta, aș zice, na, jocuri așa nu prea populare. Nu zic că n-a făcut până acum YouTuber, că posibil să-i făcut, în sens român, că străin normal cu tot s-a făcut toate. Bun, ia să vedem, m-a adus ăsta aici puterea aia mistică. E acum face ceva chestii, gata, ok. The sea is no longer our enemy. Ok. Dice tare. Ok. Bun, deci nu ne mai e frică de apă. Dau acum click sau când dau click? The totem has no power. Has no power? Și apoi cum fac să aibă putere? Sper că n-am înțeles. The totem has no power. Ok, but... ok, dar... vreau să aibă puteri, frate, fratele meleu. Eu vreau să aibă puteri să fac chestii. Și trestii și... da, știi tu, chestii. Stai, opa, mai 5, 4, 3, 2, 1. Aoleu! Stai un pic să vedem ce se întâmplă. Vine, 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 vine. Dar de unde vine? Holy shit! Ok, vine tsunami sau, mă rog, așa, valău. Vine valău. Ia, 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 ia! LOL! Uită-te, bă! Oa! Cu puterea aia mistică a șamanului și cu chestia care am luat-o eu, ăștia pur și simplu fac recitarulele. Cred că e nou hit al lui Salam 2014, până și apa stă de parte de acea piesă. Și așa pur și simplu scăpăm. Totul este necat în apă, dar noi supraviețuim. Pa-pam! Bun! Ce tare îi, mă! Uite-te, bă, ce tare îi! Da, da, totodată, apa asta, vedeți, o mișcat nisipul de aici și toate cele care le-am mai lucrat eu, deci totuși, și părți mai nasoale, așa câteodată, cu aceste cataclisme. Că îți distruge tot ceea ce ai lucrat. Deci eu acum trebuie să ajung, de exemplu, aici. Să-mi fac al doilea oraș. Dar dacă vine valău, la mine o să mi se distrugă, desigur, toată chestia aia și mai ales o să-mi fie greu de găsit resurse, na, prime, să le zic. Așa că tot timpul apa... apa în valoare, desigur, resursele alea. Bun, așa. Hai, 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 băieți, hai, băieți, hai, băieți, hai, 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 trebuie să ne mișcăm rapid, 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 până nu vine valou, valou vine peste 6 minute, rapid, rapid, rapid. Ok, luăm așa, punem aici cât de multă de asta putem și ar fi fain dacă aș putea să redirecționez poate apa pe acolo. Ia să vedem dacă putem redirecționa apa, da, se poate, e ok, bun. Așa, iau apa de aici. Bun, așa arăt că paci se vine, mă, nu pe acolo. Bă, nu pe acolo, mă. Ai, bă. Așa ceva. Bun. Gata. Pacilio. N-au unii mi-s țigani, mă. Ai. Gata, au venit. Aș zice eu, la fix au venit. Ia că mai sunt 5 minute, deci cam într-un minut mi-au ajuns țiganii la totemul numărul 2. Ia să vedem, acum enchantează totemul și fac chestii acolo. Și iarbă! Da-d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 a
distrugătoare ale naturii. Bun. Build a village, each other totem, bla bla bla. May want to depart. Absorb the earth around the lake to empty it and clear the way to the passage. Stai ce? You trebuie să scot toată apa de acolo. Căcat. Ok, o să fie greu asta. O să fie chiar greu, dar da, mai ales cu tsunami-ul ăsta, că eu cred că dacă o să vină tsunami-ul, mai mult ca sigur o să se umple iarăși. You can release everything,
Right pressing and... ok, deci înseamnă dacă fac așa... Deci stai, nu. Aha, bun. Ok, chestia aia e foarte mare ajutor, bun. Pac. Pac. Pac, absorbim apă. Lăsăm apă. Absorbim apă. Lăsăm apă. Pui mei, zici că-s de la apa nova. Hai băieți, hai. Așa. Stați un pic, stai că încă nu-i chem, că mi-e frică să nu vină cataclismul ăla în pui mei. Sau de fapt mai bine aș face să-i chem, stai. Pui mei, stai că mi-a rămas acolo apă. Haideți aici. Da, ok. Stai să adun niște pământ. Pământ, au mai și pe mine, nisip. Da, mă rog, dă pe acolo a fi. Așa. Da, nu trebuie să urlați după mine. Știu că nu puteți să veniți. Dar răbdare, mă, așa ceva. Bun. Așa. Bun. Ok, hai. Veniți, fiii mei risipitori. Cei care nu mă furați și nu faci nimic ca bun lume. Hai. Adunăm apă. Lăsăm apă. Adunăm apă. Și ce chestii că să zici că sunt africani. Și eu ce fac, le iau apa și le-o pun în altă parte. Ce chestie. Bun. Așa. Pac, gata. Trebuie să poată să vină și pe zona aia. Ok, grijă. Așa, gata, hai băieți, hai. Rapid, mă, că în vreo 2 minute vine tsunami-ul, bă. Bă, mișcare. 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 Help me. Stai, ce? De ce? Care baiu? Care baiu cu? Așa, gata, mă, v-am pus nisip acolo, să fie totul bine. Gata, m-am reușit! Bun. Bun, asta o fac așa, gen, un gust de ce poate să fie faze cu tsunami-uri și alte chestii. Un pic trei logică, faze, să-ți faci timing-ul. Ok, bun, trecem la harta următoare. Ok. Acum ies guguștiucii din bârlog. Gata, au ieșit guguștiucii din bârlog. O ieșit guguștiucii. The first power, iau-s prima putere. Once again we have the vestige of așa. In the minus așa. Ok, n-am apucat să citesc. Dar repede le schimb. Mai ales să citesc și să și traduc. You, ăsta-i mă, holy shit, ăsta o să fie fain. Bă, băi, ești nebun! A, stai mă, că o să ne apere stânca, dar o să curgă pe acolo și pe acolo. A, m-am prins, știu. O să vedeți, fraților, misiunea asta e chiar foarte faină. Bun, te-am încolo, tot vine mai greu și tot mai fain. Dar oricum, ăsta este un episod de genul cum este la televizoare, tip pilot. Sunt curios dacă o să fie multe vizualizări și multe like-uri și multe comentarii de apreciere pentru acest joc. Oricum, posibil să mai apară încă un episod, minim 2, voi face așa minim 2 și după aceea la respectivele cele 2 episoade am să-mi dau seama dacă se merită sau nu să se facă. De obicei, primul episod de la orice serie nouă cam prinde, dar episodul 2 de acolo se vede cu adevărat, dar vom vedea, ok? Eu oricum vă zic că nu pun tâmpenii pe acest channel, pun chestii faine. Și da, am un alt, gusturile nu se discută, ce-i drept. Oricum, stați chill, mai sunt destule jocuri indie și alte chestii să le facem. Și da, sper că vă place și acest joc care practic ia locul The Long Dark. Și eu zic că este o chestie foarte interesantă care nu prea este văzută pe YouTube-ul român. Bun, oricum, nu uitați de like și subscribe și toate cele. Spuneți-mi cu comentariile de mai jos ce părere aveți despre joc, dacă să mai fac sau nu. Și... Da, cam atât. Ne auzim pe data viitoare. Numai bine. Bye, bye.